Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale lansează Afir Info, prima aplicație pentru telefonie mobilă a unei instituții publice care gestionează fonduri europene. Cum se folosește aplicația, ce informații sunt disponibile prin intermediul ei și de unde se poate descărca, ne va explica Rona David, care a și testat-o. Bun găsit! Aplicația este ușor de folosit. Utilizatorii își pot crea cont prin introducerea adresei de e-mail și a parolei personale. Se poate selecta din aplicație județul sau regiunea și se poate avea acces imediat la datele de contact ale oficiului județean sau ale centrului regional de care aparține fiecare. Prin intermediul acestei aplicații putem ști mai multe despre accesarea fondurilor europene gestionate de către AFIR. Vom fi la curent cu cele mai noi anunțuri despre sesiunile de depunere a cererilor de finanțare, dar și despre fondurile aferente sub măsurii respective. De asemenea, vom cunoaște la timp data limită de depunere a cererilor. Important este că tot cu ajutorul aplicației vom putea vedea care sunt rapoartele de selecție a cererilor de finanțare depuse la AFIR. Cei care doresc consultanță au acces la toate firmele care oferă servicii de consultanță și de proiectare și, în plus, pot citi și recenziile publice ale acestora. Dacă vă întrebați dacă se elimină contactul cu publicul, răspunsul este nu. Prezența la ghișee rămâne, însă a utiliza instrumente digitale înseamnă timp câștigat, eficiență și costuri mult mai reduse pentru beneficiari. Aplicația este oferită gratuit și poate fi descărcată din magazinele online ale principalelor sisteme de operare mobile, Google Play, de pe Afir Info aplicații pe Google Play și App Store, de pe site-ul Afir Info.